Incredibil, doamnelor, domnilor, ați vizionat, ați auzit, mai bine spus, înregistrarea, o cameră de luat vederi se afla în borseta lui Sebi și a înregistrat ceea ce ați auzit și dumneavoastră, momentul imediat de după impact. Incredibile aceste detalii, ați văzut, vă avertizăm, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Aici, lângă mine, comentăm colonelul Mircea Dogaru, Sindicatul Liber. Bună ziua, mulțumesc că sunteți aici. Gabriel Gârniță, Sindicatul Polițiștilor, SIDEPOL. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Prezență Val Vâlcu, DC News. Bună ziua, mulțumesc că sunteți aici. Și doamna Norica Nicolai, fost europarlamentar. Doamna Nicolai, la ce vă gândiți când vedem, când auzim aceste imagini? Iată cum a fost acolo în noaptea aceea fatidică. Eu nu știam că cei doi tineri care au fost omorâți arătau în acest mod. Am crezut că e vorba de leziuni, sigur, care le-au curmat viața, dar nu mă așteptam la acest tip de leziune. Și după părerea mea, viteza a fost de minim 140-150 de kilometri la oră. Au fost loviți frontal, pentru că acel depesaj numai așa se poate întâmpla. Și cred că pe fondul consumului de droguri nu putem vorbi de o infracțiune de ucidere din culpă, ci din punctul meu de vedere de un omor calificat cu intenție indirectă, pentru că atâta vreme cât tânărul acesta consumă... Mă întrerup și îmi cer scuze, mergem la tatălui Sebi și revenim la discuție. Îl vezi, da? Gata. Suntem ok? Suntem ok, da. Telefonul mai mare, două secunde. Spuneți, vă ascultăm. Ați stat o oră aici. Ce ați discutat? A fost o procedură standard. Pot să vă spun din capul locului că dacă s-ar fi văzut același profesionalism pe care l-am văzut azi la Ilfov și la Constanța, bănuiesc că nu s-ar fi ajuns în situația asta. A fost o procedură standard, am dat o declarație despre ce s-a întâmplat, ne-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care le avem în cazul cercetării penale și în cazul constituirii ca parte civilă. Noi n-am luat încă o decizie, după cum vedeți, nu suntem nici însoțiți de avocat astăzi. Nu e prioritatea noastră asta și am precizat asta, dar ceea ce ne dorim este să se facă dreptate. Asta e ceea ce ne dorim. Pentru că nu poți avea o închidere sufletească acestui caz fără să se facă dreptate. Cum ați găsit această înregistrare, practic? Cum ați dat de ea? Înregistrarea a fost găsită pe o cameră GoPro, care se afla în borseta lui Sebi. Camera cu borseta și cu toate bunurile ne-au fost înapoiate de către Poliția Constanța în momentul în care am fost să recuperăm bunurile și să recuperăm trupul lui Sebi. Asta s-a întâmplat duminică. Poliția ne-a dat această cameră, ne-a dat-o înapoi. Valentin, după înmormântare, a deschis camera și s-a uitat pe înregistrări. Și acolo a găsit această filmare, care practic este filmul accidentului înregistrat audio, pentru că așa a vrut soarta. Ce se aude pe acea înregistrare? Acea înregistrare, bănuiesc, o au și colegii dumneavoastră, pentru că ea este deja publică. Se aude momentul impactului. Repet, credem noi, asta o să trebuiască să determine un expert tehnic, dar e ceea ce credem noi. Este momentul impactului și după aceea tot filmul accidentului, primim martori care ajung, ce spun ei, se aude scârțâitul de roți în momentul în care derapează autovehiculul. Când vine poliția, când vin echipele de intervenție de la ambulanță și tot ce spun ei, e o înregistrare de 34 de minute, care relevă toate lucrurile acestea. Din această înregistrare, puteți constata că au fost făcute greșeli? Din această înregistrare nu cred că suntem noi în măsură să spunem dacă s-au făcut greșeli. Cred că deja greșelile erau făcute dinainte, adică înregistrarea asta doar arată filmul de la momentul impactului încolo, când cred că nu mai contează. Dar de ce această probă nu a fost găsită chiar de către anchetator la locul faptei? V-am spus ceva? Păi asta ar trebui să-i întrebați pe dumnealor. La locul faptei, adică ne-a fost restituită camera asta
fără, adică nu știu dacă a fost verificată, nu putem să vă spunem lucrul acesta. De ce ați ales să o depuneți tocmai astăzi? Înțeleg că n-ați vrut să dați nimănui această înregistrare, nici măcar tatăl Robertei nu o are, din ce știm. Pentru că am fost convocați la poliție astăzi și am dat-o când noi doar am comunicat că o avem și a rămas să fie solicitată. Nu am vrut să o facem publică până când nu o aveau anchet, organele de cercetare. Nici nu ați vrut să o dați celorlalte părți din dosar? Vă era teamă cumva că poate dacă află cineva de această înregistrare, nu știu, o amenință sau v-ați gândit la așa ceva? Nu cred în amenințări. Eu zic că România este un stat de drept și dacă ne gândim la amenințări, deja putem să plecăm cu toții. Bun, ce vă revoltă cel mai mult acum că știți de această înregistrare și ați ascultat-o? Nu e vorba de revoltă. Înregistrarea asta este încă un lucru printre multe altele. Ce mă revoltă cel mai mult e moartea nepotului meu și al fiului lui. Asta ne revoltă. Și modul în care s-a întâmplat toată tragedia asta îngrozitoare. Mi se pare că măsurile pe care le-au luat până acum, acele demiteri pe care le-au făcut, sunt suficiente sau așteptați și alte măsuri din partea autorităților? Eu aștept concluziile finale ale Corpului de Control al Ministrului de Interne și sunt convins că lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că n-au cum să rămână așa. Și bineînțeles, vreau să lăsăm organele de cercetare să-și facă treaba cât mai bine. Asta e cel mai important. Dar cum vedeți dumneavoastră dreptatea în situația asta? Dreptatea o să o vedem la sfârșit, atunci se va vedea dreptatea. În momentul de față, da, la condamnare. În momentul de față, dreptatea nu a fost făcută, dar ea sunt convins că se va face. Avocat, ați luat ceva? Aveți de gând să cereți eventuale daune materiale? Încă ne consultăm, nu acum e momentul, asta am declarat și la poliție. Acum importantă este Selena, este Mihaela, important este Valentin, ei să fie ok, avem suficient timp să luăm decizia asta, n-am luat și nu vrem să ne gândim la daunele morale, sunt ultima noastră problemă. Vreau să mă întreb dacă dumneavoastră credeți că aceste înregistrări ar putea fi în contradictoriul declarațiilor pe care le-a dat până acum Vlad Pascu, dacă credeți că ar putea să dovedească contrariul și să ducă la stabilirea clar adevărului în acest caz. Păi eu cred că această înregistrare, cum la fel și înregistrările de pe camerele video de la unitatea militară care era exact acolo în față și toate celelalte probe administrate, nu fac altceva decât să facă cât mai multă lumină în cazul ăsta și anchetatorii să aibă toate elementele, minut cu minut, secundă cu secundă, cu ce s-a întâmplat. Nu știu să vă răspund la asta. Cine v-a anunțat despre moartea lui Sebi? Morga sau cine până la urmă? A fost vărul meu contactat de o societate de pompe funebre. Am aflat ulterior, în jurul orei 10, sâmbătă dimineața, în care l-a anunțat că este fiul său decedat. Sunt cei care au intervenit la fața locului ca să mute corpul neînsuflețit de la locul accidentului la morga. După ce au fost date aceste telefoane, am început să sunăm și noi unde am nimerit, să încercăm să facem rost de numere de telefon. Am vorbit cu o persoană de la poliția rutieră Constanța. I-am spus că noi suntem familia uneia dintre victimele din accidentul din 2 mai și în jurul orei 14 a venit un echipaj de la poliția Pantelimon Ilfov, unde locuiește vărul meu, care ne-au informat oficial despre situație, dar după ce am sunat noi la poliția Constanța. Vreau să vă întreb, pentru că a fost această declarație și a mai trecut timp de la această declarație făcută de avocatul familiei tânărului vinovat, în care spunea că vor fi contactate familiile. Vreau să vă întreb până acum s-a întâmplat acest lucru. Până acum nimeni din familia noastră nu a fost contactat de nicio persoană din partea persoanei respective, oamenilor acestora. Cum ați văzut acea declarație la momentul la care a fost făcută și cum o vedeți acum? Ar avea cu ce să vă ajute această familie? Absolut deloc. Absolut deloc, nu. Nu ne dorim niciun fel de contact cu această familie. Cum vedeți demiterile de la nivelul IPJ Constanța? Am răspuns demiterile, suspendările din funcție la cerere, vreți să spuneți.
Nu știu, sunt niște măsuri, niște oameni au luat niște decizii, așteptăm concluziile finale și măsurile finale, pentru că cred că alea sunt importante. Știu că așteptați concluzii, cum tocmai ați spus, vreau să vă întreb dacă vi se pare că până în momentul de față statul român, prin organismele sale abilitate, a luat până acum vreo măsură care să scadă măcar riscul ca o astfel de tragedie să se repete, după părerea dumneavoastră. Nu sunt în măsură și n-am făcut o analiză. N-am să vă răspund la întrebarea asta pentru că nu sunt în măsură să vă răspund. Eu vreau ca organele statului român să-și facă treaba în cazul ăsta și să avem, să avem un final, să avem un final cât de repede posibil și să avem dreptate, să se facă dreptate. Asta ne dorim. Ce urmează să faceți mai departe? Mai departe așteptăm, colaborăm cu organele de cercetare penală, ne mai consultăm între noi și cred că multă terapie psihologică. Mulțumim. Cu tatăl fetei păstrați legătura, cealaltă fată care a fost victima accidentului? Nu, în mod deosebit, pentru că probabil și dumnealor sunt în exact aceeași situație ca și noi și nu cred că e momentul. Cred că fiecare își vede de familia lui și de drumul său în viață. Mulțumim mult de tot. Pentru că îmi imaginez pe de-o parte prin ce treceți, pe de-altă parte știm că acest caz a șocat pe toată lumea. Cum rezistați? Pentru că mi se pare important să subliniem amploarea ceea ce s-a întâmplat și în contextul în care s-a întâmplat. Cum rezistați? Păi vedeți foarte bine că rezistăm greu. Adică Valentin abia dacă poate să vorbească, de-aia vă vorbesc eu și nu vă vorbește el. Cum am mai spus-o, expunerea publică a acestui caz este un lucru pe care noi nu ni-l dorim, dar credem că este necesară și vă mulțumim tuturor pentru că urmăriți cazul ăsta și vorbiți despre el. E îngrozitor. Nu dorim absolut nimănui să fie în situația noastră acum și sperăm să, măcar după tragedia petrecută acum, să se ia niște măsuri și oamenii să înțeleagă că nu se poate. În felul ăsta nu se poate. Mulțumim! Mulțumim.